Eu știam de 9 hidroxi 2 de cenoic și de 3 hidroxi 2 de cenoic, dar dintre cele două cel mai important ar fi 9 hidroxi. Aici văd un 10 hidroxi, dar în principal nu se prea vorbește despre această denumire desfășurată, se vorbește despre acidul de cenoic ca și componentă principală a feromonului de matcă. Cred că putem trece la următorul slide. Așa, glandele cerifere sunt destul de importante, știm că asigură secreția cerii. Se vorbește foarte mult despre rentabilitatea sau nerentabilitatea de a produce ceară din miere sau din zahăr. Ele declanșează secreția după vârsta de 6 zile, la maxim ajung undeva pe la vârsta de 15, 20, 18 zile și scade după vârsta de 24, 25 de zile când albina tinde să devină culegătoare, dar se pot și reactiva dacă albinele sunt mai bătrâne și este neapărat nevoie de această ceară și nu există și albine tinere printre ele, chiar se pot reactiva glandele cerifere din nevoia de a secreta ceară. Acum nu știu cât este de real această paralelă între consumul de miere și și producția de ceară, pentru că am impresia că aceste determinări au fost făcute în condiții destul de forțate, în care albinele erau forțate să producă și în aceste condiții, probabil că foarte mare parte din ceea ce li s-a dat a fost consumat pentru a asigura căldura sau activitatea coloniei ca întreg. Și din câte știu, în timpul culesurilor importante, această ceară se secretă fără să fie nevoie de ea și chiar eu am văzut acest soi de ceară care în lipsa spațiului pur și simplu se secretă și cad pe fundul stupului. Și totuși se secretă, devine ca un fel de transpirație, ca un fel de produs secundar al stupului, care nu putem să evităm această secreție, să zicem că dacă o evităm facem o anumită economie. Chiar era la nivelul Germaniei s-a dus discuții de genul ăsta, în care există tehnologii de a nu da albinelor la clădit în timpul culesurilor prea mult. Ei preferă să clădească ceara după cules pe baza zahărului de completare pe care îl dau albinelor, în ideea că măresc producția de miere, marfă. Iar un apicultor din România, domnul Schell, care a mers în Germania, a mers cu tehnica asta românească și zicea că îi se pare că produce la fel de multă miere ca și colegii lui din Germania. Adică tehnica românească fiind de a da albinelor și în timpul primăverii și în timpul începutului verii, când există pe la salcâm, când există un cules abundent, crea condiții și de a clădi faguri. În principal, compoziția cerii este lipidică, este vorba de o grăsime, dar o grăsime formată din acizi foarte lungi, din acizi grași, cu catenă lungă, cu moleculă mare. Este în general polisaturat, deci nu are legături duble, ceea ce îi dă soliditate, și această grăsime nu se digeră, de exemplu în tubul digestiv al omului nu se digeră așa cum se digeră alte tipuri de grăsimi, pentru că acest acizi graș foarte lungi, foarte mari, nu putem să-i asimilăm, să-i digerăm, să-i asimilăm, să-i absorbim și să facem ceva cu ei să se ducă mai departe decât în tubul digestiv. Plus că are o putere mare de a rezista în timp. Deci se pot găsi urme de ceară și din antichitate.
nu putrezește, nu se degradează dacă este bine purificată și nu are resturi de voștină prin ea. Cam asta ar fi la nivelul de... Așa. Acum vorbim despre glande anexe ale tubului digestiv. În general, aceste două tipuri de glande cervicale și toracice formează niște secreții asemănătoare salivei, dar nu au neapărat o importanță de primă rang în fiziologia digestiei. Deci au importanța lor, doar că nu, nici pe departe nu egalează importanța glandelor faringene, care au rolul cel mai important în viața familiei de albine dintre toate aceste glande. Rolul este destul de constant în digestie și nu prea variază de-a lungul vieții albinelor, să zicem că iar ne-ar interesa în mod deosebit activitatea acestor glande. Glanda nasonov este o glandă care are rol în coeziune și în comunicarea dintre albine. Secret acele substanțe, au fost identificate mai multe din ele și chiar fac parte din feromonii sau din substanțele care se folosesc pentru prinderea roilor. Există tot felul de substanțe mirositoare care se folosesc pentru capcanele de roiuri, ca să atragă roiurile din aer. Și are o amprentă deosebită în funcție de fiecare familie, deci este o treabă de combinația genelor. Fiecare familie are alt miros, ele își cunosc mirosul lor și este destul de bine percepută de către albine această secreție în aer. Probabil că ați văzut fiecare așa cum se manifestă albinele care eliberează aceste substanțe odorizante pentru a-și atrage surorile în locul în care ele au găsit un adăpost sau chiar în momentul în care se schimbă stupul, se mută familia dintr-un stup în altul și acest stup nu este bine marcat de către familia respectivă prin substanțele pe care le lasă în mers. Ca adaptare, ele imediat recurg la aceste glande nasonov ca pentru a-și chema surorile și pentru a le orienta. Ați văzut cum își etalează glanda care este pe penultimul tergit sau între cele ultimul și penultimul tergit situată, iar substanța volatilă este transmisă în aer prin mișcări puternice ale aripilor sau rapide. Zice aici că persistă circa 2-3 ore pe o rază de până la 100 de metri, în funcție poate și de vânt. Și astfel albinele surori care recunosc acest miros știu să se orienteze, știu unde să meargă, unde le este matca și restul surorilor. Așa. Aici, despre sistemul circulator, avem de zis mai multe treburi. Odată că hemolimfa are același rol pe care îl are și sângele, cu o singură excepție, adică hemolimfa nu realizează și transportul oxigenului și a bioxidului de carbon, așa cum o face sângele de culoare roșie. Deci hemolimfa nu are fier și nici nu transportă. Fierul are rol în transportul acestui oxigen și a bioxidului de carbon în sens invers spre plămâni. Iar la albină are același rol, cum am zis, de a transporta substanțele nutritive sau toxice de-a lungul organismului și, pe de altă parte, rol în a transporta celulele implicate în imunitate, acele globule albe sau limfocitele. La albine vorbim în principal despre un sistem circulator lacunar, se numește, deci este vorba despre niște lacune legate între ele sau să ne imaginăm ca țesuturile albinei ca un burete
cu găuri de diferite dimensiuni, nu sunt toate egale, iar prin aceste spații circulă destul de liber hemolimfa. Albina are un organ, să zicem, un conduct cu rol de inimă, care are 5 compartimente. N-ar funcționa aceste compartimente dacă n-ar fi la fiecare trecere dintr-un compartiment sau altul niște valvule sau niște supape, să zicem, cu rol de supapă, care asigură trecerea hemolimfei într-un singur sens, spre cap. Deci ele captează, atrag cumva hemolimfa din zona abdomenului și o transmit prin contracție, o transmit spre cap. Și destul de interesant este faptul că, mergând spre cap, în primul rând irigă sistemul nervos central, acel pseudocreier, și imediat din cap trece hemolimfa la torace, unde este cel mai mare consum de substanțe nutritive prin sistemul ăsta, aparatul de mișcare, și aripile și picioarele. Trecerea ei de acolo dinspre cap și torace preia și antrenează către abdomen toate substanțele toxice, toate deșeurile și tot ceea ce rezultă din metabolismul ambelor segmente. Toxifierea este realizată de către tuburile lui Malpighi. Acele tuburi care se văd formă de stea, mai spre spatele abdomenului, ele sunt foarte multe, sunt un număr de peste 100, destul de subțiri și preiau substanțele toxice din tot abdomenul. Cred că o să revenim pe ideea asta de detoxifiere sau de un rol asemănător rinichiului. Deci ele, așa, și cam asta ar fi ideea de circulație. Merge hemolimfa liberă de la cap spre abdomen, iar de la abdomen, încărcată cu substanțele nutritive, este preluată și dusă înapoi spre cap pentru a hrăni creierul și mușchii din torace. Sistemul muscular, despre care ziceam că este în principal prezent în torace și la nivelul picioarelor, pe de o parte, și pe de altă parte fiecare organ, mai ales, cum am zis, de inima și tubul digestiv, sistem muscular, care realizează toate mișcările de care aceste aparate au nevoie pentru a-și realiza funcțiile. Fibra musculară, nu e mare diferență de ceea ce știm de la mamifere, sarcolema, sarcoplasma, tot pe bază de miofibrile, este structurată, practic, dacă veți avea curiozitatea să disecați un picior de lăcustă, că este cea mai mare reprezentare a unui picior din toate ce există între insecte. Dacă veți desface un picior de lăcustă, cum am zis, partea cea dinspre torace, unde este foarte dezvoltat, foarte gros, veți vedea că înăuntru are un mușchi exact ca și mușchiul peștelui sau ca și mușchiul de la pieptul de pui. Deci este vorba de același tip de mușchi, foarte, foarte apropiat ca funcționare și ca structură de mușchiul organismelor superioare. Așa, aparatul reproducător. În primul rând, aceste testicule ale trântorului ocupă cea mai mare parte a abdomenului. Dacă la albină mai vorbim și despre gușă și despre corpul gras, la trântore abdomenul acela mare și umflat este ocupat în primul rând de testicule. Și
tuburi seminifere, secretă spermatozoizii, adică au rolul în a maturiza niște celule care vor deveni încet încet spermatozoizi spre maturizarea sexuală a trântorelui. Și normal că de la testicule este nevoie de niște căi genitale care să transporte sperma de la testicul spre exterior. Este vorba de acele canale deferente, de vezicule seminale care creează lichidul spermatic cu spermatozoizii până în momentul în care vor fi ejaculate. Niște glande mucosale care secretă mucus și acest mucus, după cum știm, are un anumit rol în transportul și în a facilita acest transport. După câte vom vedea, dacă ajungem să facem inseminări artificiale, vom vedea că el este deprisos și va trebui să facem tot posibilul ca să-l evităm și să nu îl preluăm odată cu lichidul seminal, pentru că are duce la eșec și el este își face apariția la urmă. Deci întâi apare lichidul seminal, sperma, și adică e un sinonim între lichidul seminal și sperma, iar la urmă, după apariția lichidului seminal în timpul ejaculării, va apărea și acel mucus care ne va încurca tehnic când vorbim despre recoltarea lichidului seminal pentru a folosi la inseminări artificiale. Ca vârstă, știm că un trântor imatur sexual nu va avea niciodată lichid seminal în acele vezicule, nu are ce ejacula, dar încet, încet, începând de cu vârsta de 12 zile, spre 16 zile, acest lichid apare în vezicule, este prezent acolo și vârsta optimă este începând de la apariția lui în vezicule seminale. Poate să fie ușoare diferențe de la un individ la altul, între 12, 14, 16 zile. Și până pe la 20 de zile este vârsta optimă. Această vârstă se poate prelungi până spre 25 de zile, dar încet, încet calitatea spermatozoizilor scade. Ca idee, dacă se poate trece mai departe, putem vorbi de un organ reproducător la trântore, care este prezent în abdomen și este ca un deget de mănușă pliat în abdomen, iar în momentul în care trântorul se pregătește să ejaculeze, penisul și structurile lui se vor întoarce pe dos cumva și vor ieși afară. Fenomenul se numește eversiune. Dar e exact ca un deget de mănușă care este întors ori într-o parte, ori pe cealaltă, deci cumva pe dos, într-una dintre cele două poziții. Nu putem să zicem care dintre ele este dosul și care este fața, dar cam asta este mecanismul de funcționare. Să trecem la matcă. În primul rând are cele două ovare, două viducte, un oviduct impar care este similar cu uterul de la mamifere, deci vorbim de ceva foarte, foarte asemănător cu ce au și mamiferele. Două ovare, două viducte, un uter și un vagin. Aici denumirea este de oviduct impar. Oricum este foarte, foarte puțin dezvoltat pentru că nu are rolul pe care îl are uterul la mamifere. Și de o pungă spermatică de mare importanță, care este de fapt rezervorul de spermatozoizi pe toată viața mătcii. Ovarele pot avea mai multe tuburi ovariene, acele ovariole, între 150 și 180, poate chiar această cifră, în funcție de cât a fost matca de bine crescută în timpul în care a fost în botcă. Deci aceste tuburi se formează în stadiul din botcă și nu putem să mai influențăm. Numărul lor este
gata, determinat în momentul în care matca eclozează. De acolo, acolo, asta este rezestra ei. Și poate fi bine mult influențat de condițiile de creștere. De asta avem nevoie să învățăm cum să creștem măcile, să avem condiții cât mai bune, măci cât mai bine dezvoltate, cu ovare cât mai mari și cât mai cu cât mai multe tuburi ovariene, și astfel ne vom asigura o pontă sau o prolificitate bună a măcii prin aceste, o capacitate mare de a produce ouă prin aceste ovariole care trebuie să fie cât mai multe. Și chiar longevitate productivă, dar longevitatea productivă ține și de numărul de spermatozoi de spermatecă. Vedeți o diferență foarte mare între matcă și albine, că și albinele lucrătoare se nasc cu un anumit număr de ovariole, care de la 2 până la 12. Scrie acolo că fiecare ovariolă poate produce 4 până la 5 ouă pe zi, iar în sezonul activ se poate ajunge, din câte știam eu, chiar și până la 2000 în cazuri excepționale, dar la 1500 de ouă în mod frecvent. Aceste oviductele normal fac trecerea, fac legătura dintre ovar, unde se formează ovariole, unde se formează ouăle, și exterior. Spermateca, să ne oprim puțin asupra ei, este situată mai spre spate, către spate, în partea terminală a abdomenului, deasupra oviductului în para acelui mic uter și a vaginului. Este, are o formă sferică în mare și este, cum am zis, rolul de a depozita sperma, de a hrăni spermatozoizii, de a-i păstra în bune condiții pe toată durata vieții măcii, cu toate că acești spermatozoizi pot ajunge la o vârstă de 4-5 ani chiar, în cazurile în care matca trăiește atâta. Și este o minune prin faptul că poate asigura supraviețuirea unor celule pe un termen atât de lung în condiții de temperatură de 35 de grade și de organism viu, lichid sau congelare sau alte tipuri de forme de rezistență, cum zicem, de spori sau alte probleme, cum se mai poate păstra materialul genetic. Volumul este de 1 mm³ și își schimbă culoarea pe măsură ce se aprovizionează cu spermatozoizi. Deci la o matcă virgină are culoare transparentă, la o matcă fecundată cu spermatozoizi devine de o culoare albă, argintie, tulbure, și are, în principal, este înconjurată de foarte multe traheole care asigură oxigenul pentru acest spermatozoizi. Vaginul e important, trebuie să știm de el, este elastic, pliat, și despre faptul că la ieșire are o valvulă care e destul de importantă, trebuie să știm de existența ei, și în momentul în care se fac însămânțările artificiale, această valvulă trebuie este evitată, cumva fentată prin coacu sau cu vârful pipetei, cu vârful tubului de inseminare. Ejacularea trântorilor în vagin se produce, iar din vagin spermatozoizii sunt pe acea spermatecă prin mișcări ale unor cili, așa cum se întâmplă și la nivelul traheei, de exemplu, la om sau altor zone, în oviductul femeii sau a tuturor, se întâmplă o mișcare favorizată de niște cili. Și trebuie să știm că acești cilii, odată cu amorțirea la temperaturi prea scăzute, pot amorți și ei. Deci dacă mișcările măt și amorțesc, dacă matca suferă de frig și cilii respectiv amorțesc. Și din cauza asta este foarte important ca împerecherea să se producă în condiții de temperatură cât mai mare,
sau chiar dacă afară, să zicem că nu este prea cald, este o temperatură undeva la limită, la 20 de grade, sub 25 de grade, totuși e bine ca nucleul respectiv să fie cât mai bine populat și cât mai bine aprovizionat cu nectar sau cu sirop, pentru că acolo să fie o activitate intensă și o căldură cât mai bună, cât mai bine păstrată și să asigure exact migrația spermatozoizilor din vagin în spermatecă. Fără o spermatecă bine aprovizionată, nu putem vorbi despre longevitate productivă la măci. Personal am avut încercări de a împerechea măci la munte prea devreme și probabil că și nucleii au suferit de o derivă a albinelor. Și după câteva săptămâni m-am trezit cu boș de schimbare, de salvare. Și nu am alt motiv, nu pot să gândesc alt motiv decât faptul că acolo măcile au suferit de frică și nu au avut spermateca bine provizionată, dar se poate merge, deci se poate ajunge și la o viață a măcii cu o spermateca prost aprovizionată de câteva zile, câteva săptămâni maxim, ceea ce de fapt se și confirmă prin longevitatea foarte scurtă a măcilor inseminate cu un singur trântore. Deci e o chestie confirmată, experimental, practic, văzută.